Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Call of Duty Modern Warfare 3. Și da, bă, fraților, ați auzit bine, la un episod. Chestia e că am abandonat această serie acum aproximativ, cred că acum vreo 8 luni de zile, ceva de genul ăsta. A trecut cam 8 luni de atunci, mamă, ești că a fost ierbă. Bine, știu că am abandonat-o pentru că nu prea se strângeau like-uri. Atunci când am avut seria asta, abia aveam 50 de abonați sau ceva de genul ăsta, nici 50 n-aveam. Și tocmai de asta, dar o să continuăm, nu știu, o să mai vină cam vreo 7 sau 8 episoade, ceva genul, mai sunt foarte puține misiuni. Cred că este episodul 7 sau 6, habar n-am. Bun, și sper să vă placă, nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Dacă mai vreți episoade în continuare, bine, oricum eu să postez, vreau să termin. Pentru că nu vreau să mai las seriile terminate pe canal, arată foarte, foarte nasol. Sunt Sergeant Burns sau ceva de genul ăsta. Mai că o să trebuiască să mă obișnuiesc așa puțin cu grafica. Că nu prea am jucat. Mi-am instalat și eu ăsta cu, cred că, vreo lună. Deci de o lună vreau să reîncep această serie, doar că n-am avut... Nu știu, n-am avut așa timp și chef să filmez, știi? Dar avem un USP, bă, șmecher. Mă, chestie că jucăm acum la penultima dificultate, adică la hard. Nu cred că bossul e rupe. Asta e o misiune așa puțin mai stealth, așa, știi, mai stealth, mai nu știu cum. Dar e destul de șmecher. Bine, la început acum e simplu că după o să înceapă războiul, bă. O să înceapă să plouă cu gloanțe, știi cum zic? Mă, e chiar tare jocul ăsta. Știu că a apărut în 2011, doar că na, mie chiar îmi place. E chiar foarte fain. Plus că nu prea sunt youtuber din România care au făcut serie cu acest joc. Și asta este un motiv plus să continui această serie, deci bun. Haideți să vedem. Ai, uite pe boss-ul ăsta ce mă aștepte la acolo. Deci după cum vedeți, ăștia joacă foarte, foarte bine. Adică buții ăștia, știi? Pentru că jucăm la hard. Hai să ne uităm la fotbal, bă. Cristiano Ronaldo la balon. Cristiano Ronaldo șutează și... Ok, gata. Gol aratat, bă, ca să știți. Da, habar n-am, nu știu. Mă rog, grafică destul de șmecheră jocul ăsta. Na, pentru un joc ce a apărut în 2011. Ropitată. Aș, gata, bă, a început rost, bă, acum. Mamă, ce mi-a plăcut chestia, m-a lucrat așa șmecher, știi? Bă, nu cred! A explodat mașina că au tras ea prea mult în ea. Bă, glumești! A început războiul, rupei. Bă, cu toate că am putea să stăm aici, oricum o să explodeze mașina și mai bine stăm așa în spate. Mă, păcat, nu mă, a tras ăla cu RPG-ul. E sus acolo. Deci, bă, vreau să vă zic că nu o să postez doar Minecraft pe acest canal. O să vină și alte jocuri și alte serii, doar că nu știu, o să vină așa. Adică o să postez puțin mai rar. Momentan. Ok, bun. Bă, deci sunt o groază pe acolo. Bine, am și arma asta, n-am un o țintă prea bună. Dacă aveam și un ACOG scope sau ceva genul. O, parcă am arma asta. Așa, are holografic, mă, adică semnul ăsta. Adică ținta asta, știi? Nu știu, parcă mi-e plăcea Red Dot Sykes sau ceva genul. Arată foarte, foarte bine. Știi că o să joc așa puțin ca o mare noob. Pentru că totuși, na, noob sunt atât de... Nu sunt obișnuit cu grafica asta și cu motorul ăsta. Și da, dar o să... O, cred că e liber. Dar o să încerc să joc mai bine. Rupi, tată! A, și trebuie să deschidem, uite asta, mă. Trebuie să deschidem camionul ăsta, că era o bombă sau ceva genul ăsta pe aici. Și bineînțeles că eu deschid camionul pentru că sunt un sclav pe aici. Mă pun ăștia la muncă. Hai, bă, deschide, bă. Da, deschidem așa frumos. Și încât știu camionul e gol. A, cred că trebuia să fie o bombă, mă, sau... O, RPG! Mă, fucking god, să trebuia să... Am uite și pe sus. Rupei! Că mai fucking god, deci atât de... E atât de șmecher și... Și cum mă jucam în 2011? Doar că mă jucam multiplayer. Asta că nu vreau muzică, bă. A, stai să vezi că jocul ăsta n-are... Să dăm ți-o încet. Subtitrări, ok, habar n-am. A, nu, este că nu vreau, ok, în fine, lăsăm așa. Eu că are ceva muzică de-asta de război, dar nu cred să-mi acoperă pe ea, habar n-am, nu cred, nu știu, sigur. Nu e cine știe ce muzică sau ceva de genul ăsta, știu. Și știe sunete pe acolo. Hai să intrăm tare în ei. Intrăm așa în ei, bă. Intrăm și ieșim foarte repede. No, mă, please. A se cata cu grenadă, tipul ăla. Adică butul ăla. Mă, și mă simt așa, nu știu, mă cam bate așa puțin grafica. Bine, grafica, nu grafica. În fine, jocul, mai bine zis.
Ia zi, bossule. Bă, singura chestie care, mi-a... Nu, stai că mă omoară. Avem deștept la spate, mă. Singura chestie care îmi place la jocul ăsta e că atunci când împuși pe cineva, nu simți că l-omori. Și da, știu că se sună puțin ciudat, dar că... Știți, vă, la alte jocuri gen Call of Duty, Black Ops 2 sau ceva gen ăsta, bine, nu ca aș fi jucat și pe ăla, când împuși pe cineva, apare un X, știi? Apare X-ul ăla și... Nu, scoate așa un sunet, când îl împuști. Și foarte, foarte epic, nu s-au gândit la chestia asta. Parcă la multiplayer l-au făcut, știi? Când împuși pe cineva, apare și un X pe ecran acolo. Deci e super tare, o vine. Poate să nu împușcăm pe ăștia. Asta e o misiune așa, nu știu, puțin cam scurtă. Durează maxim 5 minute pe acolo. Asta cum mă bate puțin arma asta. Sincer, nu-mi place MP5-ul ăsta pentru că are recul puțin cam mare. Bine, nu e atât de mare, dacă vrei să dai și tu un headshot sau ceva, nu prea poți. Mamă, că sunt pe acolo, am ce prost băiul. Mamă, ce-mi place, bă, deci atât de tare MP9 ăsta. P90, mă, nu MP9, la poate fac. P90 ca pe CSGO. Ca pe CSGO. Bun, sper să vă placă, sper să mai vreți episoade în continuare. Sau dacă nu să mai vreți, asta e doar eu tot o să postez. Pentru că vreau să termin acest joc. Am foarte multe serii neterminate pe canal. Și arată foarte, foarte nasol. Nu știu că am abandonat seria pentru că nu se strângeau like-uri. Gen, strângeam cam 2-3 like-uri și nici atât. Cam la fiecare episod. Acum vreo 8 luni de zile, bă, dacă vine să credeți. Acum 8 luni. Abia aveam, hai să nu știu cu grenade, cu flash-ul cu asta. Wow, băgăm flash-ul. Rog pe tată. Eu știu că n-aveam nici măcar 50 de abonați n-am pe atunci. Când aveam seria asta, știi? Mamă, ce vreau, știi că aveam un banner de la vai de capul și un avatar tot așa. Aveam un banner de la luat după net. Adică luasem template-ul ăla sau template-e bine? Habar n-am. Și pusesem acolo numele meu. Era un de la ci da, Minecraft pe acolo și un avatar tot așa făcut de mine cum scris. Pentru că pana mea de unde designer, știi? Designer la 50 de abonați ne-a. De unde, frate? Ok, mai avem foarte puțin misiune. Acum trebuie să urmărim trenul, sunt toți teroriști pe acolo, toți ăștia. O să trebuiască să urmărim pe toți, o să îi împușcăm așa direct, știi? O să fie explozie, o să fie gaz, o să fie șmecher de tot. Asta o, oh, RPG, bă! Mamă, cum sunt pe acolo! O să stăm așa cu crouch-ul, adică cu controlul. Nu controlul. O să stăm așa, bă. Șmecher. Am deci atât de epic. Bă, și că nu sunt foarte mulți youtuberi care au făcut, adică youtuber român, știi, care au făcut jocul ăsta. Parcă l-a făcut Bobo Spider, de câte știu eu. Parcă, nu știu sigur. De fine, l-a făcut în 2012. Cum mai fac, în 2012 nici măcar nu știam, adică nu prea mă uitam pe YouTube. La gamer sau la dată, știi? Mă, adică ce mai ascultam așa o muzică, ce mă mai uitam la un trailer și cam atât. Dar nu mă uitam eu la youtuber român pe atunci. Sau poate că mă uitam, dar nu mai știu sigur. Dar mă uitam așa foarte rar, știi? Parcă era un youtuber de la analfabet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și că era vlogger, parcă s-a lăsat, nu mai știu sigur, sub mă uitam la el. Mamă, bă, câte împușcături pe aici. Eu mai fac în gata, ce șmecherie. Voi sper să mă aud ok, pentru că nu l-am testat înainte, deci nu știu cum o să audă. Dacă o să audă jocul puțin captare, îmi pare rău. O să remediez după, adică în următoarele episoade. Parcă jocul ăsta are cam 15 misiuni. La 16, aia, pe acolo. Și e destul de greu pentru că jucăm pe hard. Adică la penultima dificultate, cam așa joc toate jocurile. Man down, man down. Rihanna, man down. Nu mai fac, uite ce șmechere. Mamă, gata, frate, distrugeri. Mamă, și pe aici. Rupere. Gata, bă, adio teroriștilor. Mi-a părut bine să vă cunosc. Deci, uite, bă, șoferul ăsta l-a să oprească și el, Griffin ăsta. El l-a să oprească, el conduce pe acolo. A, n-are, mă, what, bă, n-are cum să oprească, că era la spate. Oh my fucking god. Eu la asta mă gândeam mereu că nu știu ca misiunea asta și să oprească în pana mașina aia. Dar n-avea cum că venea în spate. Ok, păcat că nu sar peste cinematic. De fapt nu e cinematic. S-au accidentat ăștia pe aici. S-a lovit. Și mai avem foarte puțin. Bun, nu știu, sper că v-a plăcut acest episod și această misiune. O să vină parcă o misiune super și mai chiar așa mai stealth, mai nu știu cum. Do you copy, my friend?
Da, bă, sunt bine, bă. M-am întrezit, dar sunt bine așa. Puțin și cap așa merg așa cam și cap, da, e bine, bă. A, și cum o să vin unul cu dubă parcă, știi? Ok, hai să urcăm pe aici. Urcă, bă. Deci, uite, toți ăștia morți pe aici. Asta că trebuiam pe partea asta. Da, uite pe aici. Asta cum mai e partea asta în care trebuie să omorâm pe ăștia. Sunt foarte, foarte mulți pe aici. Nici măcar o poți să te uiți așa un pic, pentru că n-ai cum, te împușc imediat. E destul de greu și pe dificultatea asta. Dar nu e imposibil. E greu, dar nu e imposibil. Hai că băgăm așa un flash. Alol, bă, crezi că trage unul de acolo, știi? E de fapt camera stricată. O să aruncăm toate grenadele, pentru că oricum să mai luăm de la ăștia. Deci ne bai, băgăm și un flash. Nu, bă, s-a băgat ăsta în fața flash-ului. Mamă, câți vin acum. Nu, și ieși pe la spate, mă omor acum. Ah, fuck, am mărit de două ori. V-am spus că mă cam bat așa puțin. Puțin, puțin. Foarte puțin. Băgăm un flash, mai băgăm și o grenadă pe acolo. Hai, unul chiar lângă mine, mă. Oh my fucking god. Haideți să vedem. Deci unul chiar în dreapta aceea. Ah, venea tipul ăla, mă, venea de acolo. Aha. Și mai erau doi pe sus, pe tălzi pe ăsta. Bă, deci iubeam jocul ăsta, mă jucam ca Sparty, mă jucam doar multiplayer. Și că era un mod ăla cu zombie sau ceva genul. Tu aveai armă și ei aveau cuțite și de-astea. Dacă o să vină pe acolo. Băgăm toate grenadele, băgăm și un flash. Și dă-i și rupe-i. Gata, mă, gata, încheiam la toți. Acum trebuie în partea asta. A, și le-am dat degeaba, am dat degeaba grenadele. Că sunt în partea asta, fugit. Mamă, ce mișto la lapul ăla cu cuțitul, așa, știi? Șmecherie. Ia vine, boss. Așa, acum toți fug pe scări pe acolo. A, și mai e unul pe aceea, ăsta, că n-a murit ăsta, trage cu pistol. Ia uite-l, mă. Da, și-mi postarea tipul ăsta. Băgăm așa frumos un flash. Cred că l-am dat prost. A, l-am dat bine. Bă, dar ăsta nu mă aștept deloc, bă. Mai bine lăsăm pe ăsta. Oh, nu, grenadă. O la fix. Altă grenadă! Bă, e bine că ăsta nu moare, știi? Walcroft sau cum până mă cheamă. Da, Walcroft sau Walcroft, ha, habar n-am. Cred că Walcroft e pe nume. Băgăm grenadă să mă așa vreunii, cred că marma și adios amigos. Deci foarte, foarte tare. Sunt ea pe sus și n-am cum să mă duc. Haide, mă. Hai să luăm și ăsta, bă. Da, chiar. Mamă, ce ușor urcă ăsta, știi, mă. A, gata, asta e ultima parte. Și acum o să ieșim afară. Ăștia o să predea. Doar că noi suntem șmecheri. Și o să le aruncăm o mică grenadă. Gata, eu te... Bă, nu cred, m-am omorât pe mine. Bă, mai fucking gace, nu sunt. Sper că s-a salvat pe undeva pe aici. A, chiar în parte, să mai trebuie să urcăm acum. Deci am vrut să iau pe aia și a venit grenada înapoi. Ok. Da. Nu, bă, ce să-i faci, mă? Asta e ultima parte, îi luăm puțin așa frumos. Bine, și știu că joc foarte, foarte prost. Nu mai am gloanțe. E normal că nu mai am gloanțe, nu? Ok, l-am luat pe ăla și acum dăm așa, dăm un rush, bă. Dăm un rush pe mid. Dacă își caște să găuștiți despre ce vorbesc. Gata, mă. Trebuia să stăm așa frumos, știu, m-am dus înainte ca nobalor. Hai să băgăm o grenadă, sper că nu mai morți de data asta. Aici s-au predat pentru că nu mai avea ce să facă. Și adios, amigos. Ok, bun, ieșim acolo la suprafață. La suprafață, deci bun. Uite, polițiști pe aici. Bă, știu că
Mie îmi plăcea să omor civile ăștia. Dacă eu mori, adică pierzi misiunea, ca zic așa. Eu aruncam cu grenade pe acolo, îi împușcam toate astea. A, și că o să vină ăștia cu... O să vină unii cu duba. Trebuie să stăm așa frumos și trebuie să tragem duba, cred. Bun, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați de un like și de un share, dacă mai vreți episod în continuare. Altul trage din asta. Deci, sper că v-a plăcut. Eu sunt Cheladran, pe data viitoare, bă. Bă, și parcă mașina era liberă. Nu mai știu sigur. Hai, salut. We're secure.